Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Craiova, au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a lui Mugurel Surupăceanu pentru instigare la complicitate la abuz în serviciu. În perioada iulie 2003-decembrie 2004, inculpatul Surupăceanu Mugurel, prefect al județului Gorj, l-a determinat pe administratorul unei societăți comerciale să participe și să câștige licitația organizată de Rom Silva la data de 27 august 2004, privind achiziționarea unui utilaj sub denumirea de dozer universală cu macara hidraulică pe șenile. Întrucât societatea respectivă nu îndeplinea condițiile pentru a putea participa la licitație, administratorul acesteia a interpus o altă societate în încheierea contractului cu RNP Rom Silva, se arată în rechizitoriul procurorilor. În urma judecării licitației, administratorul societății interpuse a vândut utilajul la prețul supraevaluat de aproape 250.000 de euro, sumă virată de Rom Silva la data de 16 decembrie 2004 societății interpuse, care la rândul ei a virat întreaga sumă societății care a deținut inițial utilajul respectiv. Beneficiarul real al întregii sume a fost chiar Surupăceanu, spun procurorii, pentru că el era administratorul în fapt al acestei din urmă societăți. Anchetatorii au ajuns la concluzia că Rom Silva a cumpărat un produs inutil și necorespunzător calitativ cu un adaos de 1744%, paguba în dauna Regiei Naționale a Pădurilor, ridicându-se la 8.685.695.760 euro, sumă cu care regia s-a constituit parte civilă în cauză. Astfel, în vreme ce utilajul fusese introdus în țară la prețul de 6.250 de dolari, în urma așa zisei licitații, RNP Rom Silva a plătit pentru el suma de 294.330 de dolari. Utilajului nu i s-a găsit nicio utilitate. A fost testat atât la Direcția Silvică din Clăraș și Dâmbovița, constatându-se că prezenta serioase deficiențe tehnice, dificultăți în manipulare și exploatare. Deficiențele au fost constatate atât înainte de efectuarea plății, cât și după aceea, iar în final nu i s-a găsit nicio întrebuință. Mai notează procurorii anticorupție.